să așteptăm să vină doctorul să ne dea analizele și... Păi da, vine data, că deja mi-a pierdut o groază de timp aici, o groază de timp. Sunteți sigur? Da, deci există antecedente. Și dacă mai facem... Este vorba că e de o moștenire genetică. Maria e grea bolnavă. Gându-te, mă, de aici, mă. Știi de ce a murit mama, da? Se pare că o moștenește. Explică-mi ce se întâmplă cu tine, pentru că de... Ce să se întâmple? De un timp nu mai te recunosc. Ești foarte aiurită, ești cu capul în nori. Ce s-a întâmplat? Spune-mi ce e cu tine, ce s-a întâmplat. De unde până unde treaba asta? Păi... Că tu erai cea mai cumită de la noi din clasă. Greutățile vieții te împing să faci și anumite lucruri mai neortodoxe. N-ai cum să nu îți dai seama de ceea ce ești dacă nu faci concret anumite lucruri. Iar tu le faci chiar foarte bine. Viața este plină de imprevizibil. Pot apărea situații limită care să te ia prin surprindere și sub impulsul disperării să te oblige la niște măsuri greșite, chiar dacă ele pot fi ușor de condamnat pentru cei din jur. Cu siguranță, mulți dintre noi am întâlnit persoane pe care le-am judecat pentru alegerile lor, fiind convinși că noi nu am fi procedat la fel sub nicio formă. Dar, precum spuneam, viața este imprevizibilă și nu știi când, din postura de judecător, te poți trezi că ești și tu, la rândul tău, judecat. De aceea, cred că ar fi înțelept să nu ne facem un obicei din a arunca cu piatra în cel care greșește. Emilia și Maria Toader sunt două surori rămase fără părinți, singure în fața unui viitor nesigur și a unei lumi mari și pline de necunoscute. Emiliei, surorii mai mari, i-a rămas în grijă mezina Maria. Responsabilitatea de pe umerii Emiliei de la moartea părinților nu a fost una ușoară. Încercarea de a suplini doi părinți a fost extrem de dificilă, însă Emilia nu se dă bătută și, muncind la un bar, reușește să-și întrețină sora studentă și să aibă grijă de bunul mers al lucrurilor, care include și sănătatea mezinei. Mă mir că ai acceptat să faci... Păi, da, de curat am și venit, na. Păi... Am venit, acum sper că ești mulțumită, că am pierdut o groază de timp. Nu ai pierdut timp. Înseamnă că ești un om precaut, pentru că noi femeile de obicei suntem predispuse la diverse și știi și tu asta. Că, sau ar trebui să știi, să fii conștientă. Doamne, m-ai omorât în timpul ăsta. Tu știi cât am de învățat pentru examenul de mâine? Vei învăța. Păi mai da, ales da, acum da, că aflăm că totul este în regulă, suntem și mai relaxate da, și da, ne ajută. Da, doctor, dacă chiar aveam ceva, dacă mă simțeam rău, nu așa, când sunt perfect sănătoasă. Noi, Maria, trebuie să fim precaute, înțelege, suntem femei, gata, avem o vârstă de la... 18 ani deja cam trebuie să te cauți, vorba aia din popor. Aoleo, serios, dacă mă durea ceva, înțelegeam, dar așa am pierdut timpul degeaba, tu înțelegi? Cam un examen foarte greu mâine. Nu mai privi așa lucrurile, că îmi pierzi timpul degeaba, nu e adevărat. Mă rog, am venit la doctor, acum sper că mă lași în pace, că alte planuri cu mine sper că nu mai ai astăzi. Visul meu este să ajung un inginer de succes și, bineînțeles, să sprijin pe sora mea mai mare, pentru că tot ce a făcut până acum a făcut pentru mine. Din păcate, avem ambii părinți decedați și trebuie să ne descurcăm singure. Într-adevăr, ne descurcăm destul de greu, doar din salariul ei și din bursa mea, pentru că părinții noștri ne-au părăsit. Dar știu sigur că undeva de sus ei ne veghează și au grijă de noi. Calmează-te și hai să așteptăm să vină doctorul să ne dea... Păi da, vine data, și... că deja deci mi-a pierdut o groază de timp aici, o groază de timp. Doamne, m-ai zăpăcit! Calmează-te, femeie! Gata! Deci tu nu înțelegi cât de mult timp am pierdut inutil. Hai că intru eu, stai așa. Da? Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Sunt gata analizele? Domnișoară, din păcate va trebui să vă dau peste poastă. Am aici rezultatele analizelor. Ce anume? Se pare că Maria are un chist în jurul sânilor. Nu cred. Nu din spuneți păcate, asta. Asta e situația. Voiam să vă întreb, aveți pe cineva bolnav de cancer în familie? Da. Mama noastră. De asta a murit, dar nu cred. Sunteți sigur? Da, deci există antecedente.
Se pare că este vorba că de o moștenire genetică. Dar dacă va urma tratamentul prescris de mine, dar exact așa cum îl prescriu eu, sunt șanse foarte mari ca Maria să-și revină. Sincer. Acum că știu situația lor, Maria este într-un mare pericol. Trebuie să fac în așa fel încât să nu-i dau de bănuit că are această boală. Dacă mai facem un control, nu știu, n-ar putea să iasă altceva, adică e 100%, e... Domnișoară, nu, este... Nu că nu am încredere în capacitățile noastre, nu asta vreau să spun, doar că știți cum e, de obicei e bine să mai consulți încă o... Da, eu nu am nimic împotrivă să vă aflați și o a doua opinie, însă părerea mea și ceea ce vă recomand este să urmați exact tratamentul pe care eu vi-l recomand. Dar exact, strict. Ok. Ea este mai rebelă de fel. Și nici nu a vrut să vină de fapt la analize. Am tras-o cu forță, efectiv. Dar mă asigur eu că își va lua tratamentul dacă îmi spuneți că, nu știu, asta ar putea să ajute și să nu avanseze sau... Este singura cale de a se vindeca. Să urmați exact tratamentul pe care îl prescriu eu. Ok. Da, vă rog. Ai, nu cred. O așa veste, sunt convinsă că ar distruge, iar ea trebuie să se concentreze pe facultate să-și o termine. Nu știu exact ce a discutat doctorul cu Emilia, dar cred că sunt în regulă. Sunt speranțe, să știți. Uitați, eu i-am prescris aici o rețetă. Ok, mulțumesc. Și vă rog, insist, să urmați exact ceea ce am prescris acolo. Vă promit eu. Ok. Ok, mă bine, ocup. Bine, personal. Am speranțe. Da, mulțumesc mult de tot. Vestea că Maria este posibil să moștenească pe linie maternă o boală necruțătoare a năucit-o pe Emilia. Doar gândul că și-ar putea pierde sora o face să-și piardă concentrarea și puterea de a munci. Destinul ei până acum a fost deja mult încercat, iar veștile despre starea de sănătate a surorii ei o copleșesc. De aceea ar ajuta-o mult să împărtășească cuiva povara care îi înnegurează sufletul. Emilia. Sunt ok. Nu cred. Doar puțin agitată. Oare? Măi, fată dragă, nu sunt deloc mulțumit astăzi de tine. Da, adică, serios. Uite-te și tu. Restaurantul de fel este plin și datorită ție, dar de data asta este gol. Din cauza cui? Aud, din cauza cui? Cristian este șeful meu și, din păcate, este un foarte mare fustangiu. Întotdeauna mi-a plăcut Emilia, sincer să fiu. Dar ea nu prea se uită la mine. Sunt mai diferit față de ceea ce ea își dorește. Ea își dorește stabilitate, familie. Fustangiul din mine nici pe departe nu o să o convingă vreodată. Da, recunosc. Trebuia să-mi iau liber pentru că nu sunt în cea mai bună formă a mea, din păcate, și am zis că totuși o să fac față, dar se pare că nu. Nici nu știu dacă e bine să intru în detalii, să-ți spun prin ce trec ca să înțelegi, că nu vreau să pară că mă scuz, dar cred că e necesar să-ți spun. Poți să-mi spui, întotdeauna am fost deschis. Problema este alta. Că dacă nu-mi spui și ții în tine, ba mai mult, facem și prostii, nu cred că e rezultatul dorit. Așa că... Ok. Bine, Cristian, știu că tu ești deschis și înțelegi, ai o capacitate de a înțelege lucrurile dincolo de ceea ce se întâmplă. Ideea este că am fost la analize cu sora mea și am aflat că are cancer. Cancer? Da, mama noastră a avut, se pare că moștenește, halal moștenire, și acum sunt agitată pentru că trebuie să fac rost de bani, trebuie să fiu atentă să își urmeze regimul, să îi cumpăr tot ce trebuie, să... Nu știu cum să le rezolv pe toate. Mi-ar mai trebui încă un job, sincer, dar nu-mi permite timpul, că n-a ști doar care mi-e programul aici și... Nu știu cum să le gestionez și, da, se simte, se vede că s-a agitată și...
Da. Nu știu, îmi pare rău. Numai că se simte, se și vede în munca pe care o depui, dar acum, într-adevăr, este de înțeles. Sunt alături de tine și hai să găsim soluția împreună. Ok. Ești mai mult decât capabilă din orice punct de vedere și te asigur că îl vei depăși și momentul ăsta. Sunt alături de tine. Ce aș putea eu să fac este să încerc cumva să gândesc dacă mai pot să-ți mai adaug ceva la salariu. Lasă-mă să o gândesc. Corect. Okay. Lasă-mă să o gândesc. Dar o să rezolvăm. Mulțumesc, apreciez. Am să o ajut pe Emilia și poate în felul acesta o să o apropii mai mult de mine. E un adevărat trofeu. Am și orgoliul meu de bărbat. Sincer, mă bucur foarte mult că a fost dispus să mă ajute, pentru că acum las la o parte și rușine, orice, pentru că scopul meu este să o ajut pe Maria, să-i fie ei bine. Hai, te rog, moralul sus, așa mulțumesc cum mult. M-ai obișnuit și așa cum ești tu, de fapt, un vibe pozitiv. Astăzi, de exemplu, poți să încerci să închei ceea ce ai făcut aici. Hai, să, mulțumesc mult de tot. Sau lasă-le. Ok. Lasă-le și okay, du-te, ia-ți liber. Mai bine. Fac da. Eu ce am de făcut sau găsesc pe cineva, da? Mersi mult, bine, da, să mă schimb și îți mulțumesc încă o dată. Cu tot dragul, ne vedem Emilia. Mâine și promit că vin cu forțe proaspete. Cu tot dragul, Emilia. Mersi mult. Te pup și eu. Să văd acum o rezolv. Cristian pare uman, înțelegător și dispus să o ajute pe Emilia financiar, însă în secret este și atras de tânăra lui angajată.